Auzi, da. Dar eu nu vreau să vin aici la bunica. Păi de ce, mă? Pentru că am impresia că, nu știu, are ceva cu mine și a pus capsa pe mine și nu mă suportă. Nu e adevărat, bunica te place foarte mult. Mă place. Că nu-ți amintești că ultima oară când am zis că m-am grășat un kil, s-o dus în cămară și-o adus o șampanie și ce să sărbătorim. Nu auzi bine. Când ai zis un kil, eu înțeles copt kil. Au crezut că o să avem un copt kil și de asta o adus șampanie să sărbătorească. De asta ți-o și zis că stă mai bine grasă. Adică gravidă, asta era. Și de ce o zis că măcar de acum nu o să fii doar urâtă? Urâtă adică de alte femei, că ce ai copii și ele nu. Invidioasă, mă, asta vreau să zic. Și atunci când ai plecat tu la baie și am rămas singură și mi-a zis că da, copilă, ești bogată, că nu știu ce o găsesc nepotul meu la tine. Ei, ascultă la mine, nu-ți mai fă fină, că-ți faci degeaba. Crede-mă că bunica te place. Dacă glumești, înseamnă că te place mult. Mm-hmm. Hai să vezi, hai. Sărmâna, bunică, ce faci? Bună ziua, măi, ce faci? Eu zic că ați venit amândoi, dar nu mă bucur așa mult. Și vând faci și pe aici, nu mă zic, dar că sunt cu domnișoara e plină de ele. Poftim? Păi da, nu ziceai că tata tău îi lucrează la vulcanizat, bagă aer în caușucuri? A, da, cu aia, da, așa-i. Vă pun ceva de mâncare, doar să-i, că fata asta nu prea, că ca nu cumva să... Să ce? Să abandonezi curajul slăbit de care ți-ai ultima oară, că o faci, că la noi așa la țară nu avem numai cani de țară cu grăsimi, nu-i de tine. A, ok, da. Corect, da. Mhm. Mai bunică, să zic drept, vreau să vedem ce mai faci, mă tare. Cum mai ești? Cum te mai simți? Iauzi, și amândoi vrei aș veni și aici sau doar zuc? Am înțeles că fata asta nu prea poți să-ți vină pe aici, că... Că ce? Că nu-ți place să mergi cu mașina, că știu că îți faci și rău, că ăsta conduci foarte agresiv. Doar eu, chiar eu odată am mers cu el și am vomat toate mațele din mine, mai ceva ca la economia lui Cornelia, spun sincer. Da, că mie nu prea îmi plac drumul lungi, așa-i, da. Da, dar mine că-ți plac banii lui nepotul meu. Poftim? Banii de argint pe care colecționează el, nu ziceai că-ți plac și colecția lui și important într-un cup să aveți aceleași pasiuni. Aaa, cu banii, da, 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 mă impresionați ce memorie bună aveți, adică le țineți pe toate minte, vă, că. Da, chiar pe toate cu care au venit nepotul meu aici le-am ținut minte și cu care o să mai vină. Adică? Adică cu toate problemele care au venit aici și s-o plângi el, dar nu contează, viața merge înainte, vă dați seama. Chiar și când s-o întâlnit cu tine pentru prima oară, au venit aici și când te-au cunoscut, zice că îl place mult, dar ești cam... Cam cum? Cam lui din așul tău. Că da. Și eu i-am zis, stai, băi, liniștit, că femeia asta doar n-are aur în... În ce? În Elveția, că aici doar nu ești vreo bogătașă. Aha, am înțeles. Deci, vă aduc ceva de mâncare sau stăm așa pe gol? Vă aduc ceva de mâncare, ceva de băut, că de... Și nu suntem la biserică. Ia, hai că vă aduc. Da, da. Ai văzut, mă, că nu e rea cu tine, doar înțelegi tu uneori greșit. Da, posibil. Cred că s-i exagerat, într-adevăr. Ai nipoate, îți dau un pahar de vin de casă, că la doamnișoară n-ai bază. De ce? Că sunt femei și nu am voie să beau alcool? Sau de ce? Nu mă vază, mă, dar nu ziceai că strigi dieta. Puh, da, tu te ești. Uitucă. Păi uitucă am zis. Da, corect, corect. Aveți dreptate, da. Păi, bunică, să rămână pentru primire. Mulțumim. Dar chiar trebuie să plecăm de acum, că tot ne-am întins. Da. Na, ne bucurăm că ești bine și na, nu, ne mai vedem, ne mai revenim. Și eu mai nipoate, așa îți mulțumesc că ai mai trecut și tu pe la mine să-mi deschide cineva ușa și că ai adus-o și pe fata asta, cât are dragă mi-este. Și înainte, chiar vreau să vă mărturisesc că înainte să vin, nu știu, aveam impresia că aveți ceva cu mine, dar acum mi-am dat seama, bă, ce paranoia sunt. Dar cum să am ceva cu tine? Doamne ferește, Maica, Doamne, dar tu mi-ești așa de drag când ești o fată, așa de finuță, așa de frumoasă, o floare în grădină, ești nepoata mea preferată. Haideți, plecați că știu că vă grăbiți. Să rămână! Să rămână, să rămână! Să rămână! Doamne, și cuplu sclifosit a dracu că nu mai pleacă de aici, nu mai pleca. Puh, Doamne, și nu mai luat-o pe asta. Eu și nepot frumos, am eu și sclifosit aia strâmba aia.
Ei, Doamne, dar mi-ai adus pe alta. A venit nipotul meu și s-o plis de el. Dar tot frumoasă să-ți bă puciorul. Deci mi-mi place așa, am o zi în care îmi place cum mă privești, că îmi place, că mă doresc. Știu că mă iubești și aș vrea să fiu în... Hai mă îmbracă-te, măi. Îmi place cum mă privești, îmi place. Știu că trăiesc, știu că mă doresc și aș vrea să mă privești în ochi.